Discutăm acum cu Nicușor Dan, candidatul PNL-USR la primăria Capitalei. Bună ziua, domnule Dan! Bună ziua! Ați aflat această chestiune de la televizor aseară, ca noi toți de altfel, sau ați avut vreo discuție cu Gabriela Firea în legătură cu această propunere, domnule Dan? Nu am mai avut o discuție cu Gabriela Firea de mult, de când eram consilier general. Mi-au transmis oamenii care monitorizează presa. E o chestiune de cancan, bineînțeles. Nu, nimic serios. Nu o luați în calcul nicio clipă, dar... Eu sunt candidatul partidelor de dreapta, celor patru partide de opoziție din București, pentru primăria generală. Asta este poziția pe care mi-o doresc. Partidele de dreapta, de opoziție la PSD, au avut inteligența și au trecut peste orgolii pentru a stabili un candidat comun, așa cum publicul lor li l-a solicitat. Asta este competiția în care intru și sunt optimist pe viitor. În ceea ce privește pe Gabriela Firea, mi-ar plăcea să întorc politicos oferta, dar nu are calitățile administrative pentru viceprimar și, de fapt, pentru nicio funcție publică din primărie. Pentru că aminteați de susținerea pe care o aveți din partea PNL și USR Plus pentru primăria Capitalei, ați ajuns la o înțelegere? Este foarte clar cum faceți, de exemplu, cu sectoarele, cum faceți cu listele de consilieri? Sunt niște discuții în curs pe care le au organizațiile de București ale partidelor. Eu sunt optimist că vom ajunge la o listă comună de primari, de candidați la primăriile de sector și dacă nu la o listă comună de consilier general și local, cel puțin la un program comun, pentru că aceste partide foarte, foarte probabil vor avea majoritatea în Consiliul General și Consiliile Locale ale sectoarelor și o să agreem înainte de alegeri un program comun de guvernare a Bucureștiului, pentru că asta așteaptă publicul, să scăpăm de guvernarea PSD. Dar deocamdată nu există acest plan comun. Pentru moment, partidele își fac sondajele și în baza sondajelor negocierile pe poziții. În paralel, eu cunosc mai bine situația pe Primăria Generală și pe Consiliul General. Programele cu care vin cele patru partide sunt destul de compatibile, deci nu mă aștept să existe mari probleme. Vă întreb pentru că pe campania electorală vom avea un program comun. Președintele PNL le-a transmis deja liderilor PNL, în urma discuțiilor cu Dan Barna și Dacian Cioloș. Aceste discuții au eșuat. Condițiile puse de USR Plus ar fi, citez, de neacceptat, așa că în București posibilitatea unor candidaturi comune la primăriile de sector nu mai este chiar atât de puternică. Bine, și dacă am fi vorbit în februarie, am fi spus cu toții că e puțin probabil ca cele patru partide să agreze pe un candidat comun la primăria generală și iată că ele au agreat. Este o primă fază dintr-o negociere. Eu sunt optimist că vom ajunge la un rezultat și, mai mult decât atât, aceste negocieri au avut loc, sau prima etapă a acestor negocieri a avut loc în condițiile în care partidele nu au sondaje cu care pe masă, pentru că a fost o perioadă emoțională după criza medicală și cu date foarte fluctuante în sondaje. Acum, abia acum societatea e așezată și cred că sondajele pe care se le facă simultan toate partidele vor ajuta în aceste negocieri. Adică dar niciunul din aceste scenarii, domnule Dan, nu vedeți o eventuală înțelegere cu PSD, cu Gabriela Firea, fără discuție, când ești politician... Când ești politician, trebuie să asculți ce vrea de la tine omul care vrea să-ți dea votul. Și în București există o majoritate consistentă de oameni care s-au săturat de guvernarea PSD. Oamenii ăștia vor un candidat unic și un program comun al partidelor de dreapta, ceea ce vom face. Vă mulțumesc pentru aceste precizări. Nicușor Dan, candidatul PNL-USR la primăria Capitalei. Discutăm despre...